Acum vreau să... Acum cum o cheamă pe această fetiță? Și povestea ei. Vreau să ne spui. Îl cheamă Rebecca. Are 99 luni. Este elevă la colegiul de muzică Ciocenescu. Și vreau să vă întreb în primul rând câți dintre voi știți să cântați la un instrument. 2, 3, 4 persoane. 5. Câți dintre dumneavoastră ați cântat la 9-10 ani în stradă să vă cumpărați niște rechizite sau să vă plătiți niște concursuri de muzică? Nimeni. Eu am întâlnit-o pe Rebecca, acum fix o lună, într-o zi de-a mea foarte aglomerată și foarte agitată, în timp ce treceam pe la Piața Romană, între niște întâlniri. Am ieșit de la metrou și auzeam un zgomot. Mi s-a părut prima oară că ori e instrumentul neacordat, ori artistul e foarte netalentat. Până când m-am apropiat și auzeam sunetul acela și de obicei recompensez artiștii pe care îi văd pe stradă sau și îi aud cântând. Și când am văzut pe ea, era un copil, eu crez și fac activități pentru copii și cu copii, dar în momentul acela m-a impresionat și mai tare. De aceea m-am oprit, i-am dat și ei ceva în cutiuța pe care o aveam în față. Am dat să plec, însă m-am întors, pentru că eram interesată să aflu mai multe. Și m-am uitat și eu însoțește pe fetiță. Era mama ei care îi ținea fusa, Ioare, și am întrebat-o, zic, cu ce ocazie cântați în stradă? Și mi-a zis că, știți, strângem bani ca să mai cumpărăm rechizite, să mai plătim câteva concursuri școlare care sunt destul de costisitoare. Și în acel moment i-am dat o carte de vizită, i-am zis că vreau să mai revăd pe fetiță și să mă contacteze. Doamna m-a contactat, m-am întâlnit cu ea, iar pentru mine este a doua oară când o aud de fapt cântând, după ce am văzut în Piața Română, în stradă. Acum cânt în Starbucks în fața 80 de persoane. Și alături va mii de oameni care se uită live la noi în momentul ăsta, pe internet. Pe care când cânti? Cu stii? De când cânti? De 4 ani, dar am început cu Vioara și am început din clasa 1. Foarte bine. Îți dorești o Vioară mai bună? Da. La câte concursuri ai fost până acum? La 1. Și cum a fost? Destul de bine. De ce? Wow! Rebecca, pentru că te faci foarte frumos la Vioară și vreau să nu te oprești. Și nu ne-a făcut foarte mult. Felicitări! Rebecca, nu mai este. Dacă aveți...